în care ne-a fost foarte, foarte greu fizic. Astea au fost momentele în care nouă fetelor ne-a fost un pic mai greu și băieților un pic mai ușor. Pentru că au fost momente în care nouă ne-a fost un pic mai ușor și băieților mai greu. Iar momentele în care trebuia să ducem fizic mai mult, ale erau momente în care am mai și cedat. Am da, eu mai ales pentru că am 45 de kg. Deci tu aveai, adică, un rucsac jumate, nu? Da, ce mai căram un rucsac în spate care era cam cât echivalentul a greutății mele, știi? Corect. Adică. Da, da, înțeleg. Foarte greu. Dificultatea. Voi, practic, spre deosebire de celelalte echipe, ați fost contactate sau, mă rog, v-ați format ca și echipă în ultima, pe ultima sută de metri? Pentru, chiar că, așa cum spuneam, în locul vostru trebuia să fie fetele, cele două sute. Ne-am format Luciu, în și v-a luat cumva pe nepregătite. N-ați avut timp să vă gândiți zile. La ce vă duceți, nu? 4 zile. Da, știați ce vă așteaptă? Că poate ceilalți s-au mai informat. M-am uitat la două filmulețe pe internet, am văzut ce mănâncă ea pe acolo și am zis nu vreau să mă uit, eu dacă ajung acolo nu mănânc absolut nimic, ai zis Ana, tu mănânci tot, eu fac toate celelalte lucruri grele. Eu am zis, da, fata mea, voi mânca eu tot și când am ajuns în fața acelui ou, eram... Foarte tare. Dacă va fi să câștige fetele, pentru că nu știm, normal, este în derulare, mi se pare că ar fi o situație asemănătoare cu cea de la campionatul european de fotbal, când echipa Danemarcei a fost adunată din vacanță de pe plajă, da, pentru da, că da, fuseseră excluse pe motive politice, fusese exclusă altă reprezentativă și au mers până în finală și au câștigat campionatul european. Așa că cred că ar fi interesant, măcar din perspectiva asta, să vă uitați ce figură au făcut fetele. Trebuie să vorbim, vă uitați, pentru că noi la început eram așa total diferite și la un moment dat ne-am mai dat și noi seama ce se întâmplă pe acolo. Asta spun, că n-ați avut timp să vă informați. Deci vă în prima emisiune eram aeriene, noi nu știam încotro unde am venit, ne uitam așa la Gina când povesteam. Deci erați singurele care înțelegeau pe Cruduța. E, ca să vezi cum are Cruduța viața de zi cu zi. Cum v-ați simțit voi în primele zile? Așa trăiește Cruduța de 27 de ani. Noi o să trăiască 100 de ani Cruduța. Da, da, mie, da. Mi se pare, adică... nu, mie mi se pare că s-a descurcat foarte bine. Și chiar la un moment dat, din câte am observat, din câte știu eu de acolo, chiar a început să o ajute pe Vica. Deci ea mimează indiferența. Nu, la început chiar era foarte, foarte greu. Ne era tuturor greu. Pentru că noi știam că vom merge undeva unde va fi cald și erau 5 grade afară. Am înțeles. În Vietnam a fost îngrozitor de frig. Toată lumea se baită de Laos. Cu aceleași haine înțeleg pe noi. Înțeleg că în Laos a fost cel mai rău, nu? Nu, în Vietnam a trebuie a fost. Să vedeți. Că nu pot să vă spun foarte multe lucruri. Da, mă rog, ce au spus ei, au spus, domne, în Laos era și sărăcia mult mai mare și... În Vietnam a fost cel mai greu, atât da? Pot să vă spun, vezi, din punctul echipă... ăsta de vedere al vremii, pentru că ploua în continuu, era extrem, extrem de frig și dormeam tot timpul cu niște reșouri, dacă aveam, lângă noi, și dormeam așa cum mergeam și pe stradă, în aceleași haine. Spun telespectatorii, fetele sunt foarte frumoase și acolo și aici. Da, așa acolo, mă rog, acolo. Aveți motiv suntem să, și noi realiste. Să urmăriți. Mă, telespectatorii noștri, să știi că... Vă mulțumim din suflet, oricum. Cei mai atenți, cei mai inteligenți. La 1272 așteptăm mesaje în continuare pentru Samsung Galaxy J3 cu data nașterii. Nu au fost situații despre cea asemănătoare cu cea pe care vă povesteam la început, în care să vă supărați că o echipă v-a pus în încurcătură, v-au pus capcane și cane. Nu prea am avut timp să ne punem în... N-am prea avut timp să ne punem capcane. Eu cred că asta ne-a și ajutat pe noi ca echipă, pentru că nu prea am băgat de seamă ce... Da, înțeleg că așa era formatul. Nostru. Frații Moroșanu spunea, domnule, dacă noi câștigam o probă, sau cel care câștiga o probă, trebuia să nominalizeze o echipă să-i facă nasoale, ălea. Din câte ați observat, noi am fost primele care am fost puse în situația asta, pentru că la prima probă eliminatorie, noi am ajuns primele. Noi nu știam niciunul dintre noi că în cazul în care ajungi primul, va trebui să nominalizezi cum eram picate din probă, da. Noi nu aveam nicio treabă, nici măcar regulament, nu știam nimic. Da. Și am căzut așa ca din cer și ăla a fost, cred că, unul dintre momentele în care chiar am început să-și bocesc un pic. Eu care nu sunt genul ăsta de om. Cu cine ați nominalizat? Din câte mi-aduc... I-am salvat pe Dorian și pe Mamișor. Ah, păi atunci mai mă supărat. Deci uite că a primit și ce curinal. Da, Dorian, da, e chiar, Dorian e chiar pricinos să mor. De partea rea. Nu e adevărat. Păi de ce nu zice? Bă, le mulțumesc, Petru. Adică e ofticat pe frații Moroșanu că l-au dat afară din competiție, l-au dat 10 km înapoi. Dar nu zice, uite, spre deosebire de fetele, Raluca și Ana, care ne-au ajutat și ne-au salvat. Să știți că ne-am înțeles foarte bine. Da, cu toate echipele, cu toate echipele, am vorbit tot timpul foarte frumos unii cu ceilalți. Nu mi-aduc aminte să fi fost niciun moment de, nu știu, panică între noi, să avem vreo problemă. Chiar ne-am înțeles bine cu toții, cât am fost acolo. Bine, ne întâlneam foarte des.
Da, cred normal, că și din cauza asta ne-am înțeles foarte bine. Cred că ține și de firea omului. Voi sunteți... Posibil, da, posibil. Conflictuale, așa? Nu. Nu, eu mai sunt, eu recunosc, da, v-am spus, m-am fost... am plecat zen de acasă, m-am setat. S-a setat, ralucuța da. Mea, slavă Domnului, că altfel cine știe ce pățeam pe acolo. Îmi spuneau mărășenii că pentru fete era mult mai ușor. Le era fetelor mult mai ușor la unele probe, că opreau mașinile mai repede. Da, el a fost, adică era gândit, erau, da. Era gândit cum gândeam și noi, bă, e mai ușor la niște fete să oprească o mașină, să fie drăguțe, să zâmbească spre deosebire de el, care erau, mă rog, erau doi băieți. El săracu a și zis că nu mai oprea mașinile.